premierului Ludovic Orban sunt chiar acum și luăm mașina. Very hard decision. The mutual interest of Romania and the State of Israel is to expand and deepen our dialogue in different areas of interest. I would like to express my gratitude for the excellent cooperation with the Israeli authorities during the pandemic. I remember our video conference, which was very useful and very interesting to share experience regarding the fight against COVID-19. Today we will explore ways to consolidate the already consistent and extensive political dialogue. In addition to the health sector, our aim is to develop the economic relation and strengthen our cooperation in defense and security. Da, a vorbit premierul Ludovic Orban și despre modul în care au dialogat partea română și cea israeliană în legătură cu tehnicile de apărare, în legătură cu chestiuni economice. Au fost dialoguri pe diverse teme și i-a mulțumit pentru această colaborare și pentru dialogul fructuos. The Romanian-Israel Economic Working Group, launched just over a month ago, a fost lansat de asemenea un dialog între partea română și cea israeliană pe teme economice și de tehnologie. Momentum must be maintained in order to prepare joint projects by the. Și ar trebui să păstrăm această colaborare tocmai în ideea lansării unor proiecte comune. I also want to point out to the opportunity to develop a partnership for new technologies and. Aș vrea de asemenea să lansăm un parteneriat în ceea ce privește chestiuni legate de tehnologie și discuții în acest sector. Dear Prime Minister Netanyahu, we have witnessed worldwide a significant surge in hate speech. Am observat de asemenea și noi și dumneavoastră o creștere semnificativă în ceea ce privește limbajul urii, în ceea ce privește un limbaj violent, acțiuni violente în ultima perioadă. Holocaust in Romania is a clear illustration of this commitment. Our meeting will also touch upon the critical importance of building a stable regional security environment in the Middle East. Romania is already firmly committed to continue supporting Israel in România va susține în continuare Israelul. Ties with the European Union. I warmly welcome the recent decision to normalize relations and forge new partnership between Israel and the United Arab Emirates, Bahrain and Sudan. These agreements represent a milestone that can create a new momentum for the peace process as well. Last, but principalele subiecte, securitatea în regiune, chestiuni economice. A protocol for amending the convention between our governments for a. Și de asemenea o colaborare susținută între guvernele român și israelian. A prezentat pe scurt temele principale de discuție, nu sunt puține teme și sunt extrem de importante dată fiind relația bună și îndelungată pe care România o are cu Israelul. I now have the honor to invite Prime Minister Netanyahu from Israel and Prime Minister Orban from Romania to sign the protocol. Și acum este momentul cel mai important al acestei întâlniri, semnarea acelui protocol despre care vorbea ceva mai devreme premierul Ludovic Orban. Și urmărim acum momentul semnării acestui protocol. O vizită importantă în Israel din partea reprezentanților României și într-un moment crucial sunt atât de multe subiecte de discutat, cele pe care le-a pomenit ceva mai devreme și premierul Ludovic Orban legate de
colaborările economice legate de chestiuni de securitate, de asemenea colaborării în domeniul tehnologiei. Sunt foarte multe companii din România care au astfel de colaborări cu companii din Israel și, evident, cu asta e și mai importantă, din acest motiv este și mai importantă vizita pe care o face în momentul de față în Israel premierul Ludovic Orban. Urmărim ce se întâmplă acolo, eventual declarații în plus, eventual precizări și din partea omologului israelian Benjamin Netanyahu. Se semnează acum acest document. Noi urmărim ce se întâmplă în Israel, urmărim de asemenea ce se întâmplă și în România. Urmărim date și din ședința de la ora 15, o ședință pe care a convocat-o președintele Klaus Iohannis cu ministrul sănătății și cu Raed Arafat, și asta în contextul în care avem o creștere susținută a numărului de noi cazuri. Avem, din păcate, un record în ceea ce privește noile cazuri în 24 de ore, un record în privința deceselor. Și, evident, acesta este al doilea subiect important al zilei. Urmărim ce se întâmplă acolo, vom reveni cu siguranță cu date suplimentare pe măsură ce le vor apărea, iar noi cu alte subiecte în câteva momente.